Bună ziua! Astăzi voi pregăti o rețetă foarte rapidă și foarte gustoasă și anume cordon bleu. Voi avea nevoie pentru această rețetă de 3 piepte pui, o cană de făină, o cană de pesmet, 3 ouă, cașcaval feliat subțire, șuncă presată de porc, condimente amestecate din fulgi de chili, boia, sare și pudră de usturoi. Voi tăia pieptul de pui în două. Puteți să folosiți și mușchi de vită sau mușchi de porc. Voi începe să tai pieptul de pui și îl voi tăia în jumătate. Deci cam așa. La fel voi proceda și cu următorul. Deci cam în felul acesta. Acum voi bate pieptul de pui cu un ciocan de bătut șnițele. Peste pieptul de pui voi pune folie de plastic pentru a nu se rupe pieptul de pui și îl bateți încet, foarte încet, până când el se face subțire. Am terminat de bătut pieptul de pui foarte bine. Îl voi da la o parte și voi bate cele 3 ouă cu condimentele. Aceste condimente puteți să le puneți direct peste carne sau puteți să le puneți direct în ou. Nu voi pune totul. Voi mai opri câteva condimente și pentru făină și pesmet. Voi pune câteva lingurițe de condimente și în făină și voi mai opri și pentru pesmet. Și voi amesteca făina cu condimentele rămase. Voi pune condimentele, aceste condimente care ne-au mai rămas, în pesmet. Voi începe să formez rulourile din piept de pui. Am pus pe un tocător pieptul de pui care l-am tocat foarte bine. Voi pune o felie foarte subțire de cașcaval. Cașcavalul tăiați felii subțiri. Apoi voi pune și o felie de șuncă presată de porc sau puteți să folosiți și de pui. Și voi începe și voi... Și voi rula totul foarte bine. Ghideți puțin la capete. Și rulăul este gata. Voi proceda în felul acesta și cu următorul piept de pui. Puneți cașcaval. Și șuncă presată. Dacă pieptul de pui este mai mare, puneți două felii de cașcaval și două felii de șuncă presată. Dacă este mai mic, puneți câte o felie din fiecare. Și începeți și formați rulou.
și ruloul este gata. Îl închideți la capete. Foarte bine. Și voi proceda în felul acesta și cu următorul. Voi pune cașcaval. Și șuncă presată. Și voi începe și voi rula tot. Și ruloul este gata. Acum voi da cele trei rulouri în cele trei ouă bătute cu condimentele, făina și pesmetul. Prima dată voi pune ruloul în făină. Și-l dați foarte bine prin făină. Îl scuturați puțin. Și apoi îl introduceți în ou. În pesmet. Și ruloul este gata. Îl voi lua și îl voi pune pe o farfurie și voi proceda în felul acesta și cu cele două rouri rămase. Am pus într-o tigaie ulei. Aceste rulouri de pui se prăjesc în baie de ulei și le puneți în tigaie în momentul când uleiul este foarte bine încins. Îl întoarceți totul și pe o parte și pe cealaltă. Acum le voi lua. Și le voi pune pe un șervet. Rețeta de cordon bleu a ajuns la final. Este o rețetă foarte gustoasă și foarte rapidă. Am prăjit aceste rulouri în baie de ulei până când s-au rumenit deasupra. Înainte de a tăia aceste rulouri, lăsați foarte bine totul să se răcească, apoi cu un cuțit foarte bine ascuțit, începeți și tăiați aceste rulouri. Puteți să serviți totul cu o garnitură de cartofi prăjiți sau o garnitură de orez fiert, salată verde, roșii castraveți sau un muștei de usturoi pregătit cu iaurt sau smântână. La revedere!